Dragii mei, am văzut că intenționat ați așezat cântarea de deschidere pentru sufletul meu. Am și uitat că sunt la adunare, pentru că era de fapt o rugăciune. Și în rugăciunea aceasta se adresată Mântuitorului, spunea, dăm cuvântul tău, Doamne, ca să pot să dau celui de lângă mine. Este atât de adânc. Locul acesta în care mă găsesc în momentul acesta... Nu este un simplu ambun, nu este platforma nu este scenă, ci este altar. Și locul acesta în care suntem gata să venim înaintea lui Dumnezeu și să aducem Cuvântul lui Dumnezeu, acesta presupune o jerfă, nu un discurs, nu oratoric, este vorba de o jerfă. Se numește în epistola către evrei jerfa cuvintelor noastre. Aducem în fața lui Dumnezeu astfel de jerfă. Și Pavel ne îndeamnă. În sau Epistola către Evrei, în capitolul 12, să aducem o jertfă de așa fel încât să poată fi primită de Dumnezeu, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta nu este rugăciunea și aceasta a fost exprimată în cântările pe care le-am ascultat. Aici a fost... Aș vrea să dureze mai mult introducerea aceasta deosebit de frumoasă. Astăzi, prin harul lui Dumnezeu, stau înaintea dumneavoastră ca și când aș prima dată, sau poate ultima dată. Și nu este o simplă vorbă aceasta. Acum vorbeam cu cineva pe hol. Și ne-a spus, zice, uite, bunica, acum două zile toca roșii, pregătea pentru iarnă, iar acum se odihnește în Domnul. Așa de repede a fost. Și bunica e bunica, dar e vorba de băiatul acela de 20 de ani, care a plecat să adune baloți de paie și a încercat să repare mașina și n-a mai venit acasă niciodată. L-au găsit acolo. Adică vreau să spun că noi nu așteptăm undeva pe traseul nostru un eveniment care înseamnă sfârșitul călătoriei noastre pe acest pământ, ci acesta este un eveniment prezent întotdeauna. Pe motivul acesta, de fiecare dată când vin în locul acesta, mă rog lui Dumnezeu să fiu conștient că poate fi ultima dată când vorbesc. De asemenea, mă rog să fiu conștient că pe aceste bănci și online, unde sunt prietenii noștri care ne urmăresc, sunt oameni care ascultă ultima predică din viața lor. Mi-a spus un prieten, un coleg pastor, zice a murit mama, o, oh, condoleanțe, nu zice vreau să spun cum a murit mama. Zice ea a ascultat toată viața la programele voastre. Și a murit într-o pace și o liniște nemaipomenită, cu căștile pe urechi, ascultând o predică dată. aceasta. a fost împlinirea literală a faptului că o persoană undeva ascultă ultima predică. Este un lucru clar. Și nu cred că face rău nimănui, niciunui predicator. Nu i-ar face rău dacă ar fi conștient că poate predică pentru ultima dată și trebuie să vorbească de așa fel încât să nu umbrească însemnătatea cuvintelor pe care le aduce din num în numele lui Dumnezeu. Așa m-a scuturat un profesor odată și a spus: Cum îți permiți să spui un cuvânt neverificat? Păi, așa cred eu. Nu, zice, nu poți să vorbești astfel de lucruri pe bază de așa cred eu. Ci tu trebuie să. Tu ești om al lui Dumnezeu, tu stai la învon și tu trebuie să știi lucrul ăsta. Că tu nu poți să vorbești lucruri pe bază de așa cred eu, ci pe bază de o dovadă dată de Duhul și de putere. Așa scrie Cuvântul lui Dumnezeu. Și Pavel spune: N-am venit la voi cu jmecherii din astea verbale. Să încerc să vă induc, să vă seduc, să vă duc. Nu, no, n-am încercat lucrul ăsta. Deci eu am venit în mijlocul vostru plin de cutremur și de frică, știind însemnătatea acestei lucrări. Uitați-vă la medicii care operează în domenii foarte sensibile, cum ar fi creierul sau măduva sau uitați-vă cu câtă concentrare lucrează și cel mai însemnat mediu este cel al sufletului. De acolo izvorăsc toate lucrurile. Astfel că mulțumim Lui Dumnezeu pentru harul acesta pe care îl avem și aș dori să vă aduc aminte astăzi că la intrarea în templu erau doi stâlpi care aveau și nume. Cine știe cum se numea cei doi stâlpi? Foarte bine. Uite, mulțumim, ai scăpat clasa. Iachin și Boaz. Așa se numeau cei doi stâlpi de aramă despre care știți, erau acolo. Și ieșirea din Egipt s-a făcut printre cei doi stâlpi ai și nu puteai să ungi un singur stâlp și să treci. Era clar cuvântul, în dreapta și în stânga trebuie să fie pregătit lucrul acesta pentru vremea când va trece îngerul. Iubiții mei, mergem în epistola a doua către tesalonicieni. Și vom găsi aici, la versetul 13, acești doi stâlpi ai mântuirii. Noi, însă, frați preiubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire. Aceasta e temelia. Dacă nu era această temelie, nu mai era nimic. Dar pentru că este această temelie, am fost aleși de Dumnezeu de la început. Pentru mântuire n-a fost ales nimeni pentru jar sau pentru cenușă. Nu, a fost aleși pentru mântuire de la început de Dumnezeu. Dumnezeu va ales pentru mântuire în două, între cei doi stâlpi. Sfințirea Duhului, acesta este un stâlp, și credința adevărului, acesta este celălalt stâlp. Sfințirea Duhului este, de fapt, aspectul suprem al vieții, al ființei umane. Noi vorbim de cuget, vorbim de gândire, vorbim de emoții, de simțire, dar toate acestea decurg din Duhul unui om. Și Biblia ne cheamă ca Duhul să, nostru să fie Sfințit. Dacă Duhul este Sfințit. Toate celelalte funcții ale ființei umane, cum ar fi gândirea, conștiința, cugetarea, emoțiile și așa mai departe, toate celelalte sunt sfințite, fiindcă vin dintr-un izvor sfințit, dintr-o dintr fântână sfântă care este Domnul. Cugetul, Duhul pe care Dumnezeu l-a așezat în noi, Duhul fiecarei ființe umane este chemat la sfințire. Dumnezeu să vă sfințească El însuși pe deplin Duhul vostru. Și mântuirea, v-a ales Dumnezeu pentru mântuirea care are aceste două mari componente. Sfințirea Duhului. Este cea din tâi. Noi suntem foarte atenți la sfințirea manierelor, aparenței, imaginii publice și așa mai departe și la toate lucrurile. Suntem foarte atenți și bine facem. Este foarte bine. Însă Dumnezeu se uită la un singur lucru, așa cum a spus Mântuitorul nostru. El se uită la inimă. El se uită la Duh. Și nu este totuna ce Duh are cineva, indiferent cum reușește să proiecteze o imagine în exterior. Nu e totuna. A fost un timp în care Israel a proiectat aceeași imagine în exterior. 40 de ani mergeau spre țara promisă, aceeași imagine a proiectat în exterior. A venit un moment în care s-a produs acest split, această spargere teribilă. Și au rămas 12 oameni de o parte, și a rămas toată lumea aceea de milioane de partea cealaltă. Cine poate să-mi spună? Care a fost criteriul care a spart acest popor al exodului, care a ieșit prin minuni și semne mari din Egipt? care a călătorit 40 de ani în pustie și care este la uh, frontiera țării promise după 40 de ani, când putea să fie după 40 de zile. Cine îmi spune care a fost criteriul care a spart poporul acesta în aceste două grupe, 12 aici de o parte și tot neamul de cealaltă parte, milioane de oameni. Care a fost criteriul? Cine îmi spune? Credința și necredința, care însă veneau de undeva. Nu, vă rog să vă gândiți bine, pentru că este o expresie uh, pe care vreau să o împărtășim împreună și vreau să rămânem cu ea, ca, care arată importanța. Ionel, văd că te, funcționează cu viteză. <laughs> Cum? Credeau că Dumnezeu îi urăște. Nu. Care a fost criteriul care a despărțit pe oamenii, uh, care a despărțit poporul acesta? Unul singur despre care știți. Bunul Dumnezeu i-a spus lui Moise următoarele cuvinte. Robul meu, Caleb, a fost însuflețit de un alt duh, de un duh înalt. Nu s-a văzut în deșert atâta timp diferența aceasta între oameni, Duhul nu se vede, de ce duh are un om. Dar când a fost vorba să se intre în țara promisă, s-a văzut clar diferența și deodată s-a spart o mică rămășiță a rămas deoparte toată lumea mânată de un alt duh, de duhul ăsta care spune Dumnezeu ne urăște, a trecut de partea cealaltă. Este deci extrem de importantă sfințirea Duhului. Să cerem de la Dumnezeu rugăciune. Lucrul ăsta, vorba lui Nicodem, nu se poate face hocus-pocus. Dumnezeu nu lucrează cu magic niciodată, ci El lucrează cu realități eterne. Sfințirea Duhului nu este o lucrare, un lucru manual. Sfințirea Duhului este un dar de primit de la Dumnezeu. Dumnezeul păci să vă sfințească El însuși pe deplin Duhul vostru. Și atunci eu vin înaintea lui Dumnezeu cu această rugăciune. Doamne, sfințește Duhul meu. De aici izvorăște viața mea. De aici izvorăsc emoțiile, gândurile, cuvintele, faptele, umblările. Absolut tot, tot izvorăște de aici. Sfințește Duhul meu, Doamne. Aceasta e rugăciunea. N-am nicio putere eu care sunt necurat să sfințesc Duhul meu. N-am cum. Trebuie să vină de la Dumnezeu ca un dar. Și vine. Acesta e darul pe care Dumnezeu dă celui ce îl cere. Și al doilea stâlp al mântuirii este credința. pe care dintre ele? Că sunt multe. 30 de mii, cred. Ia, credința lui Isus care lucrează prin dragoste. Citesc din nou textul și cer în rugăciune să rămână totdeauna cu sufletul meu și cu fiecare dintre noi. Mulțumim lui Dumnezeu că de la început v -a ales pentru mântuire, care constă în Sfințirea Duhului și doi, Credința Adevărului. Nu mergem la Psalmul 138 cu 2, acolo e o belea mare cu traducerea. E, dacă o să vedeți ce, ce, scandal este în jurul versetului acestuia, pentru că versetul ebraic original spune tu ai pus cuvântul tău mai presus de numele tău. Cum mă, e ceva mai presus de numele lui Dumnezeu? Nu se poate așa ceva. Atunci traducătorii au fost speriați, ca și japonezi. Au zis, nu crede nimeni, domne în înviere. Păi mă, mă, tu traduci sau explici aici? Traduci, am zis eu. Nu, traducătorii s-au speriat și nu au putut să traducă. Românul nostru a tradus, ți s-a mărit faima. Dar de la ce scrie acolo, tu ai pus cuvântul tău deasupra numelui tău, ți-e frică să traduce așa ceva. Cum să, cum să fie ceva deasupra numelui lui Dumnezeu? Iubiții mei, oricât ar fi de înspăimântător acest lucru, este real și adevărat. Și eu o să aduc înaintea dumneavoastră o instanță, o dovadă. Când Mântuitorul discută cu oamenii din preajma lui, vede pe chipul lor expresia necredinței. Expresia împotrivirii, rezistenței, dorinței de a rămâne neschimbat, de a continua, lasă-ne în pace, să ne lasă în pace cu Sfântul lui Israel și așa mai departe. El citește pe chipul lor acest lucru. Și atunci Mântuitorul nu abandonează pe cineva din motivul acesta că un om nu crede în el sau nu crede în Dumnezeu sau Dumnezeu nu abandonează, nu încetează să creadă în tine când tu încetezi să crezi în el. Nu. Nu se întâmplă asta niciodată. Dacă noi suntem necredincioși, spune Biblia, cum spune mai departe? El rămâne credincios. Chiar dacă noi suntem necredincioși, eu nu cred, nu are nimic, frate. Dumnezeu crede Dumnezeu crede în tine, în mântuirea ta și pentru aceasta luptă Dumnezeu. Și atunci Mântuitorul spune așa, uite, dacă nu mă credeți pe mine, credeți cel puțin lucrările acestea. Adică, El pune lucrările Lui mai presus de persoana Lui. Uite, credeți lucrările acestea. Dacă nu fac lucrările Tatălui meu, să nu mă credeți. Ăsta este criteriul. Nu te... Uh, nu este nimeni forțat vreodată să creadă în Dumnezeu, n-ar fi cazul să se întâmple asta niciodată, Dumnezeu nu folosește forța, cu atât mai puțin cineva n-ar trebui să folosească nici o formă de presiune sau de forță în direcția aceasta. Niciodată așa ceva. Dar vine un moment în viață în care lucrările lui Dumnezeu, sau ceea ce ți se întâmplă, sau nu ți se întâmplă, sau concluzia la care ajungi văzând. Evoluția înțelegerii, a științei, a descoperirilor în lumea noastră vine un moment în care te predai pentru că nu mai ai ce face. A give up. Vine un moment în care adevărul te dă șahmat. Adevărul. Despre aceasta este vorba. Și Mântuitorul a spus: dacă nu e adevărat ce spun sau fac, nu credeți. Dar. Credeți lucrările acestea. Aceasta este credința adevărului. Noi nu credem în Dumnezeu pentru că este Dumnezeu și asta trebuie să nu crezi. Nu, noi credem în Dumnezeu pentru că e adevărat. Acesta e adevărul. Așa cum s-a identificat pe sine, eu sunt adevărul. În secolul nostru, adică în anii aceștia uh, scurți pe care trăim pe pământ, s-a petrecut... Una din cele mai mari minuni, lucrări spectaculoase ale Duhului lui Dumnezeu, în 9 decembrie 2004, Associated Press publică un articol. Pe tot pământul publică articolul. Și el sună așa. Cel mai mare ateu, cel mai notoriu dintre atei, cum este scris pe coperta cărții lui, numele lui este Anthony Flew, a ajuns să creadă în Dumnezeu. Aceasta publică Associated Press. Și de acolo a urmat un, un taifun de reacții din lumea întreagă și așa mai departe. Biserica AT a considerat lucrul acesta ca o trădare din partea lui. Dar el a trădat foarte liniștit. De ce amintesc istoria acestui om și vă îndemn să căutați cartea aceea There is no God? Pe copertă scrie, dar în nou este tăiat și să titlul rămâne There is God. Este Dumnezeu. E Dumnezeu este real, autentic. De ce învățăm lucrul ăsta? Tatăl băiatului, tatăl domnului acestui, care avea uh, aproape 80 de ani, uh, tatăl lui a fost pastor. Și a stat de vorbă cu băiatul acesta. A fost pastor metodic niciodată tatăl nu l-a îndemnat pe băiatul lui să devină metodist și nici atât să devină pastor. Nu. Cum i-a și spus o fată, i-a spus unui tânăr pastor care o curta și i-a scris o scrisoare, adică urma să devină pastor. Și-a anunțat-o cu, cu, așa, cu cu suflet, cu entuziasm, urmează să devin pastor. Vreau să mă fac pastor, vreau să fiu pastor. Și ea îi scrie apoi nu știi ce ceri. Acest lucru. Tatăl acestui, tatălui Anthony, nu îl învață nici să devină metodist. Fii metodist ca mine, uite cum. Nu îl învață să devină nici pastor, fi pastor ca tatăl tău să. Îl învață altceva. Stă cu el de vorbă și îi spune așa, să ai o singură lege în viața ta cât vei trăi pe pământ. Asta este din notele lui autobiografice. Să ai o singură lege cât vei trăi pe pământ. Să respecti și să urmezi adevărul indiferent unde te duce. Și va veni o zi în care adevărul va fi împotriva ta. Te vei tampona frontal cu el. Nu te împotrivi adevărului, nu-l nega, urmează-l. Indiferent unde duce drumul. Este, ei numesc acesta principiul Socratic, dar este cu mult înainte de uh, Socrate. Ideea adevărului este de la început. Dar aceasta a fost uh, semănată în mintea lui și acest lucru trebuie să facă fiecare părinte. Absolut fiecare părinte. M-am silit și eu în, în pătrățica mea să comunic acest principiu fetelor noastre și copilor și oriunde am fost. Uh, uh, nu mă urma pe mine, i a spus pastorul de la al primei curăbii, care a plecat, Mayflower, care a venit aici în America și Speedwell. Nu mă urma pe mine, a zis el, urmează adevărul. Iar pe mine să mă urmez numai în măsura în care eu am urmat adevărul. Dacă n-ai văzut o corespondență între predica mea și viața mea, atunci nu este cazul să mă urme să urmezi exemplul meu, să zici una să face alta. Nu este cazul acesta. Urmează adevărul. Iubește adevărul. Ancorează-te în adevăr. Dumnezeu este Dumnezeu pentru că e adevărat. Pentru că este vrednic de acest nume. Este demn. Isus este mielul lui Dumnezeu pentru că este demn de acest nume. Este adevărat lucrul acesta. Nu e mântuitor pentru că a ocupat el locul ăsta, ci pentru că este adevărat. Acesta este adevărul. Am plâns mult că nu se găsea nimeni. Păi luați, luați, stați careva pe locul ăsta. Atunci, Apocalips, capitolul 5. Uh, stați careva pe locul ăsta dacă, dacă spuneți că nu. Și nu se găsea nimeni, n-a nimeni pe locul acela. Pentru că nimeni n-a simțit în ființa lui, în întreg universul lui Dumnezeu, care putea să fie pe locul pe care doar mielul lui Dumnezeu a stat. Și atunci... Am plâns mult când am văzut această catastrofă, deci nu există scăpare pentru om, nu există salvare, nu există mântuire. Și deodată îngerul a spus, nu plânge, s-a găsit cineva. Iată. El este mielul care a fost junghiat de la întemerea lumii, s-a găsit cineva, care a fost expresia imediată care a izbucnit în cartea Apocalipsei. Vrednic este mielul, deci pe bază de demnitate, pe bază de vrednicie, de adevăr, de autenticitate, a stat el pe locul ăsta, nu pe bază că el era mielul, ci pe bază de adevăr. Mântuirea este așezată pe acești doi stâlpi, credința adevărului și sfințirea Duhului. Acest copil la vârsta de 9 ani are primele atingere ale ateismului. Pentru prima dată la vârsta de 9 ani pune semnul întrebării în dreptul lui Dumnezeu. De unde știu eu că e adevărat așa sau că nu e așa? Cineva îl descrie că a fost ateu și a fost cel mai mare dintre atei pentru că a scris 40 de volume sau nu știu câte de ateism și a așezat agenda ateistă pe planeta Pământ. Omul acesta, Anthony Flew, așa a spus cineva. Am tăiat în raportul acela și am zis, nu, omul ăsta n-a fost ateist sau ateu. Omul ăsta a căutat adevărul, a fost un căutător. Dar la 9 ani a pornit cu ideea, de la 9 ani, din școală, de când era acolo. Nu s-a dat pe față la început, dar într-un scurt timp s-a observat din gândirea și vorbirea lui că de fapt el își pierduse orice fel de credință în Dumnezeu. A fost un ocol teribil de 70 de ani, când deodată Francis Collins omul acesta care a făcut, cum să zicem, the, the mapping of the human genome, a făcut schița geneticii umane, a genelor, și a arătat acest lucru. Și când Anthony, acest copil, acest om care la 9 ani a declarat că nu este Dumnezeu și apoi a scris și a lăsat toată greutatea în toate cărțile care le-a scris, a acoperit pământul cu cărțile acestea, nu că a vorbit într-un colț, Pavel fi fost prigonitorul lui Hristos, dar a fost într-un colț, la Mediteran, acolo. Pe când el, datorită tehnologiei moderne, a fost pe toată fața Pământului, în toate universitățile, în milioane de studenți, de mii de studenți, a fost cărțile lui. Când omul acesta, care este mânat de principiul adevărului, indiferent unde mă conduce, în momentul în care a intrat în biblioteca genetică a ființei umane cu miliardele ei de informații, și când a văzut ordinea, și când a văzut așezarea pe rafturi, și când a văzut implicațiile fiecărei acestei mici particule, a ridicat mâinile în sus și s-a predat. Și a strigat, există Dumnezeu. O, oh, trădare, fel și fel, există Dumnezeu, a spus omul ăsta. Francis Collins scrie despre el și... Alții, am, am citit o mulțime de comentarii, că de fapt ceea ce l-a adus pe el la decizia aceasta a fost marele principiu numit în scripturi credința adevărului. El a crezut în adevăr, indiferent ce înseamnă adevărul acesta. Și a venit o zi în care s-a pomenit că el lupta împotriva adevărului. Acest Pavel modern a ridicat mâinile și s-a predat. Dumnezeu nu judecă pe nimeni pentru că nu crede un anume adevăr. Nu, no, sunt unii Nu, no, eu nu cred. Eu nu cred asta, nu cred. Bine. Dar când zici nu cred un lucru, un anume adevăr, în același timp, tu spui eu cred opusul. Nu e adevărat, nu există starea aceasta absolut absurdă, nu numai neutră, dar unilaterală. Nu, eu nu cred în Dumnezeu. Păi nu, asta înseamnă că tu crezi în inexistența lui Dumnezeu. Tu crezi în ceva, nu există. Omul este o ființă care are capacitatea credinței și în momentul în care, așa a spus Mântuitorul, cine nu merge cu mine, nu, nu se poate spune doar, uh, da, el nu merge cu Isus. el nu crede anumit. Nu, nu, omul acesta este un vrăjmaș declarat, ostil, militant, împotriva opusului. Cine nu e cu mine, nu stă cu minte pe o bancă undeva. Cine nu este cu mine este un militant împotriva. Cine nu este cu adevărul, omul acela crede o minciună. Pe cine este cu adevărul până la urmă? Păi cu adevărul este numai omul acela care, înaintea lui Dumnezeu, își declară și cere în rugăciune ca să-i dea Dumnezeu deschiderea sa de suflet. Ajută-mă, Doamne, să iubesc adevărul. Tatăl lui Antoniu se odihnește și el de asemenea la 81 de ani, dar principiul care el l-a sădit în băiatul lui de când era copil iubește adevărul. Fi gata, indiferent unde te duce el, să-l urmezi. Lucrul acesta a produs ceea ce s-a întâmplat, nu a fost de ajuns de publicată și este de înțeles într-o lume care e înclinată să întoarcă spatele lui Dumnezeu. Astfel de vești nu prea sunt productive, așa că vor fi cât se poate de mult uh, ascunse sau distorsionate. Nu are importanță. Important este acest lucru că, în momentul în care în sufletul unui om se naște dragostea pentru adevăr, în momentul acela, Domnul Iisus Hristos devine garantul acestei rugăciuni. Adevărul nu poate fi găsit prin calcule, investigații, fel de fel. Bine, bine, dar astea sunt faptele, spune cineva. Păi faptele nu numai că nu au adevărul și nu spun adevărul, faptele ascund adevărul. Și tu trebuie să sapi, ca să, să sapi în fapte ca să ajungi la adevăr. Nu, astea sunt faptele. Păi fapte nu înseamnă adevăr. Fapte înseamnă ce vezi tu în ele, dar de acolo e un drum foarte lung. Ce înseamnă faptele pentru tine și ce înseamnă faptele pentru Dumnezeu, acestea-s două lucruri departate, cum e cerul de pământ. Cum i-a zis unui, un om, unui băiat care ducea pe fratele lui cu glezna scrântită, îl ducea greu în spate și... S-a uitat cu milă la el omul acela, era un copil firav și să-l vezi cu așa ceva. Și cum poți să duci așa greutate în spate, i-a spus omul ăsta cu compasiune. La care băiatul cu greutatea aceasta s-a uitat spre el și a spus, nu e greutate, e fratele meu. Sigur, acestea sunt faptele. Unul duce o greutate în spate acestea, dar faptele nu spun adevărul. Adevărul a spus copilul acesta. Uh, soția compozitorului spune fetei din casă, uh, dă-mi o hârtie să pachetez niște mâncare unsuroasă, dă-mi o hârtie. Eu o hârtie aici pe masă. Nu, 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 să nu atingi hârtia ce vorbește încet, că uh, domnul, uh, era compozitorul, uh, a lucrat până dimineața și acum, acum se odihnește. Aia nu e o hârtie, este o partitură. A fost o hârtie când nu era nimic pe ea, dar acum, odată ce a trecut, prin mâinile maestrului nu mai este hârtie. Este o partitură. Oh, adevărul despre hârtie de pe masă. Faptele sunt. Eu hârtie pe masă astăzi, faptele. Vea de la, de la faptele până la adevăr, e drum lung. Aici se cere zmerenie Înaintea lui Dumnezeu, se cere recunoașterea limitelor noastre. L-ascultam pe profesorul Borțun zilele trecute sper că o să ne viziteze. Zice, dacă vorbești cu un francez, francezul o să spună așa, cu privire la un anume concept. Da, se pare că lucrurile arată așa sau stau așa. Dacă vorbești cu un englez, el îți va spune până în momentul de față s-a ajuns la concluzia că, dar lucrurile sunt în desfășurare. Dacă vorbești cu un român, ha, el îți spune, hai să spun eu cum e, băi, apucă de deci scrie imediat acolo, gata, pe loc. S-a terminat, să-ți <laughs> spun eu cum este. Dânsul numește aceasta instinct de supraviețuire. Suntem în fața discrepanției acestea teribile între ce vede omul și ce vede Dumnezeu. Acela e adevărul. Adevărul nu este la noi. Noi cunoaștem în parte, prorocim în parte și dacă avem acest bun simț al Sufletului, ne vom recunoaște totdeauna limitele. E tot ce am văzut până acum, tot ce am înțeles, mă gândesc că, dar dincolo de ce știu eu și de ce fac, este Dumnezeu, aceasta e credința adevărului. Dă-mi o hârtie să-mi uite o hârtie pe masă. Nu, nu e o hârtie pe masă, e mai mult decât atât. Și atunci vine pianistul și când vede hârtia aceea pe masă, el nu pachetează mâncare cu ea. Când a văzut aranjamentul notelor acelora, a început să-i curgă la câmii, nimeni nu înțelegea ce e pe hârtia asta, ce are omul ăsta să uite la hârtie și plânge. S-a așezat la pian și a început ușor să respire pe clape. A încheiat, s-a ridicat de acolo și în timp ce când și-a adus aminte că a sufletul vărului său. A plecat din locul acela, s-a dus și și-a cerut iertarea. Adevărul despre hârtia aceea de pe masă era mult mai mare decât și închipuise fata din casă la început. Uh, 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 este ceva pentru, pentru un pachetat. Noi trăim într-o vreme în care cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă că ne cheamă să vegem, fiți atenți, adică fiți prezenți, gândește-te bine ce auzi, gândește-te bine ce vezi, nu înghiți nemestecat, asta este credința adevărului credința cealaltă repetă, repetă după mine și repetăm noi după părinți, părinții după părinți, repetăm o prostie de-a lungul multor generații, un mare neadevăr. Ieri am discutat cu o persoană în vârstă și am zis, și dânsa a spus, că am fost convinsă că scrie în Biblie lucrul ăsta. Nu zic, nu scrie. Că un om a fost la Ierusalim și în fiecare noapte a strigat acolo pe străzi înainte de căderea Ierusalimului. Deci am fost convinsă că scrie în Scriptură. Nu, nu, nu scrie în Scriptură. Păi de mine, toată viața am o sigură că scrie în scriptură. Nu, nu, nu. nu vă asigur și eu la rândul meu. Am 50 de ani de când de lucrez cu cartea. Nu, nu scrie nicăieri, nu veți găsi cuvântul ăsta. A, oh, deci înseamnă că eu am crezut. Da, nu e nicio problemă. Marea întrebare a lui Dumnezeu nu este dacă un om nu crede una anume adevăr, în timp ce, bineînțeles, prin efect, crede altceva. Marea întrebare a lui Dumnezeu este următoarea. Ce vei face, ce vei zice, ce faci, ce zici în momentul în care ești confruntat cu Evidența, cu Adevărul? Aceasta e întrebarea lui Dumnezeu. Și nu e o întrebare din aceasta de dute vino. Este o întrebare de viață și de moarte. Pe copilul acesta l-a învățat tatăl lui niciodată să nu te ridici împotriva adevărului. Zmerește-te în fața lui recunoașteți greșala, mărturisește-te și urmează adevărul. Toma necredinciosul, ce vorbă e asta? Toma pui Păi dar mai credincios ca omul ăsta nu era altul. El este cel mai credincios și vă spun de ce. Nimeni nu i-a spus lui Isus Domnul meu și Dumnezeu meu. Da, au spus, cred că ești Hristosul Fiul lui Dumnezeu și așa mai departe, dar la cuvinte ca ale lui Toma, cum să fie omul ăsta necredincios? Era necredincios Toma? Cine spune? Da sau nu? Nu era. Nu era. Ăsta credea cu viața din el că Iisus n-a înviat. Păi ăsta om necredincios? <laughs> și în același timp el credea cu jurământ și cu viața din el că niciodată nu va accepta un lucru, o credință așa, Hristos a înviat pe, pe stradă. Nu! Mie trebuie să-mi dai acea dovadă! -mi... Pe mine trebuie să mă conectez cu acea putere a adevărului, cum spunea Iov, ce convingător, ce înduplecător este adevărul! Păi treaba voastră! Da, zice, niște femei de-ale noastre, femei sărace, dar ele au fost primele pe acolo, niște femei de-ale noastre, ce ar fi fost o vedenie de îngeri, ăștia sunt apostole, auzi, fii atent! Ăștia sunt apostoli, nu sunt de pe stradă. Zice că ar fi avut o vedenie, că așa mai departe, spun ei. Dar Toma este cel mai credincios dintre toți ucenicii. El crede cu tărie, crede cu determinare finală, că niciodată nu se va bate până nu pun mâna și văd lucrul acesta. Mie nu-mi trebuie o altă evidență nu trebuie nicio altă credință. Întrebarea este, sigur, Dumnezeu nu te leapă de când tu nu mai crezi în El și El încetează să creadă în tine. Nu se întâmplă treaba aceasta. Nu, nu, nu. Dacă tot e necredincios, Isus e credincios. <laughs> și atunci îl întâlnește frumos și în loc să-i zică, cum zicem noi, să rămână, îi zice, ia dă mâna încoace. Oh, nu mai, mi-e rușine, nu mai, vai, m-am făcut A pus mâna acolo. Și el, în fața Adevărului. În momentul în care se confruntă, în momentul în care se lovește frontal cu adevărul, se închină. A crezut cu patimă că nu are cum să fie adevărat așa ceva. A fost hotărât în viața lui să nu creadă ceva pe bază de vorbele unora care zic că ar fi Nu. No. A fost foarte hotărât. A fost. Pur și simplu consacrat, jerfit acestui ideal Însă în momentul în care s-a confruntat cu adevărul În clipa aceea s-a plecat Am întâlnit un om, unul singur Am mai spus de el ceva aici Care ne-a spus într-o adunare cu smerenia pe care poate să o aibă doar un om cu teamă de Dumnezeu, așa a vorbit de aia. A zis, nu știu dumneavoastră, dar pentru mine mama s-a rugat, Doamne ajută ca băiatul meu să nu aibă nevoie să mintă niciodată. Și s-a împlinit rugăciunea mamei, n-am avut nevoie, poate dumneavoastră ați avut nevoie. Păi zic, da, noi toți am avut nevoie. Nu e unul aici care n-a avut nevoie, zic, da. Dar el zice, eu n-am avut nevoie de lucrul ăsta. Însă partea a doua nu era din rugăciunea aceasta. Nu e de ajuns ca un om să nu aibă nevoie să mintă vreodată. Și trebuie ca un om, când este întâmpinat de adevăr, în momentul acela să se plece și să se închine lui Dumnezeu. Asta e marea problemă. Atât de înrădăcinată este ființa umană în ceea ce a produs sau a imaginat mintea ei, că nici în fața realității nu cedează. Cei 11 se întâlnesc cu Isus pe munte după înviere, așa cum a fost înțelegerea, ne întâlnim aici în Galileea, așa a fost înțelegerea. Cei 11 se întâlnesc cu El, ei se închină, dar Scriptura spune, unii s-au îndoit. Păi înțeleg să te îndoiești de vorbele cuiva, de concepțiile cuiva, dar când trăiește acest lucru, când ai văzut cu ochii tăi, pipăi cu mâinile tale, experimente, ai trăit lucrul ăsta, ce bazare îndoiala? Păi iată care e baza îndoielii. Un om face un idol din părerea lui, din tradiția lui. Și a, ajunge robit de tradiția lui și de închipuirea și de imaginația lui, până acolo, încât spune, ați desfința cuvântul lui Dumnezeu din cauza datinei voastre. Deci, în, în încleștarea aceasta. Cineva va muri. Fie Cuvântul lui Dumnezeu și Adevărul, fie părerile noastre. Unul din două nu va supraviețui. Pentru că trăim în aceste vremuri primejdioase, le-a descris Biblia, vor fi vremuri periculoase. Periculozitatea vine din faptul că Adevărul a fost cumplit atacat. Oh, avem internetul cu atâta informație, dar nu există o catastrofă mai mare decât internetul la ora actuală. Pentru că e aceeași putere investită în răspândirea adevărului și aceeași putere investită în răspândirea neadevărului. Și uitați-vă bine și la orice, când se spune un lucru da, se spune și altul contra. Practica a creat o confuzie cumplită în lume. Și atunci se adresează întrebarea aceasta, ce voi face într-o astfel de lume. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, spune că arătarea nelegiuitului se va face pe baza neadevărului, cu înșelăciune, cu minuni și semne mincinoase, cu tot felul de amăgiri. Acestea sunt termenii pe care îi găsim în 2 Tesaloniceni. În mijlocul acestor lucruri, ce poate să facă cineva? ce, ce scăpare avem? un om să se ducă la un alt om, zi tu mie care este adevărul, păi și eu sunt la fel de bolnav ca tine, așa i-a spus părintele acestei femei, care vin și a și a plâns la spovedanie, părinte, vă rog, ajutați-mă să cred, mi-am pierdut credința în Dumnezeu, am predat la școală și nu, nu mai pot să cred, mi-am pierd, mi 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 pierdut și părintele. Și când s-a ridicat de la spovedanie din genunchi, părintele plângea și i-a spus, doamnă, ce ne aș da să mai pot crede și eu. Era acolo, să ducem un om la alt om, nu se rezolvă treaba aceasta. În mijlocul acesta al lumii și vieții în care suntem noi, în care mii de glasuri se aud, mii de drumuri care încotro se duc, va bate orice fel de vânt de învățătură, din toate direcțiile, din toate părțile. Doamne, ce să fac? Este un singur criteriu pe care aș dori din toată inima să-l luăm cu noi, în sufletul nostru, cu ocazia aceasta. Și anume, Mântuitorul nostru ne vorbește aici în cuvintele pe care le găsim în Ioan capitolul 4, 32. Vine ceasul și a și venit când închinătorii adevărați, ceea ce înseamnă că există închinători falși, să nu pierdem niciodată din vedere dualismul acesta, pentru că oriunde este adevăr, există neadevăr. Oriunde este lumină, este întuneric și așa mai departe. Vine ceasul și acum a și venit când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duc și în adevăr, credința adevărului. Nu ce zice Tata sau Mama, ce zice Familia sau ce zice Biserica. Astfel de zise sau ce zice Statul. Un așa zice omul, indiferent că e familie sau Biserică sau Stat, nu poate niciodată să înlocuiască un așa zice Domnul sau așa vorbește Domnul. Nu, supremația rămâne acolo unde aparține. Vine ceasul când închinătorii aceștia se vor închina Tatălui în Duh și în adevăr. Aceasta e credința adevărului. Fiindcă astfel de închinători dorește Tatăl. Fiindcă asta dorește doctorul care vrea să te facă bine. Să înțelegi situația. Să recunoști gravitatea situației. A, nu sunt eu chiar așa. Vezi de treabă, mă simt bine ca un leu. Și a doua zi era... Vine ceasul. Dumnezeu este Duh, spune versetul 24, și cine se închină Lui... De unde veniți? Venim de la închinare. În ce a constat închinarea? Păi în diverse. No. Singura închinare adevărată este închinarea în Duh, sfințirea Duhului și în adevăr. Cine ne poate păzi într-o lume ca aceasta în care ne mișcăm într-o așa cacofonie de glasuri. Este un singur lucru. Și voi îl știți toți. Și vreau să-l las aici, în sufletele noastre, chiar dacă știți că aceasta e ultima predică sau ultima pe care ascultă cineva. Este un singur lucru care ne poate păzi și anume glasul păstorului. Voi știți textul acesta. Oile mele Nota 10, știam că știți textul acesta. După aceasta se definește cineva care umblă cu Dumnezeu. Oile mele cunosc glasul meu. Mii de glasuri. Când eram în serviciu militar, eram radiotelegrafist, ascultam o grămadă de corespondenți, era o bureală acolo de morse, ce n-ai pomenit. Între toți aceștia aveam un corespondent, cu care eram eu în legătură și era, transmitea de la pluj și eu distingeam bătaia lui între toată lumea asta care era acolo. Oile mele cunosc glasul meu. Oile mele nu merg după un străin. Cine este străinul acesta? Pe clar, tot ce este străin de Dumnezeu, tot ce este străin de Mântuitor, de Evanghelie, asta e străinul. O să vorbim noi despre străinul din spatele amvonului. Care este criteriul? De ce nu se duc după un străin? Cine îmi spune? De ce ele nu merg după un străin? Nu-i cunoaște glasul. Nu, no, nu, no, nu, no, stai puțin. Asta nu este glasul. Urechea sufletului este acordată pe frecvența aceasta. Iată ce făgăduință avem de la Bunul Dumnezeu. Așa vorbește Domnul oștirilor. Postul, Suferința, lacrimile, jalea, Zaharia cu 19, toate acestea se vor preface în zile de veselie și de bucurie, în sărbător de vășie. Dar iubiți adevărul și pacea. Mulțumesc că știu versetul. Aceasta cerem de la tine, Tată prea iubit, să torni în sufletul nostru prin Duhul Sfânt dragoste pentru adevăr și pentru pacea cu Dumnezeu și cu Cel de lângă noi. În numele Domnului Isus Hristos. Amin.